Campania națională în domeniul inspecției muncii O zi pe săptămână s-a desfășurat în luna iunie la toate fabricile de mobilă din țară. În județul OLT au fost controlate unitățile care au ca obiect de activitate fabricarea de mobilă sau comerțul cu amănuntul. La jumătate din cei 16 angajatori verificați, inspectorii ITM au găsit nereguli. Cea mai mare amendă a fost dată la o societate din localitatea Dobrun. Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă OLT au declanșat în această perioadă o serie de acțiuni de control, în urma cărora au fost verificați un număr de 16 angajatori. În urma definitivării controalelor s-au identificat un număr de 8 deficiențe cu privire în principal la neîncheierea contractelor individuale de muncă. Un angajator a fost sancționat contravențional cu o amendă în cuantum de 40.000 de lei pentru primirea la muncă a două persoane care desfășurau muncă nedeclarată. Alte nereguli găsite se referă la neîncheierea contractelor individuale de muncă anterior începerii raporturilor de muncă, dar și completarea eronată a registrului de evidență a salariaților și neevidențierea timpului de muncă. Față de anul trecut, valoarea amenzilor aplicate anul acesta pentru munca la negru este mult mai mare. În primele luni ale anului 2018, valoarea amenzilor pentru muncă nedeclarată a fost în quantum de 1.100.000 de lei mult mai mare decât în primele șase luni ale anului 2017, respectiv 400.000 de lei. Controalele celor de la ITM vor continua și în alte domenii de activitate.